Bună ziua, dragi prieteni! Deja este ora 11. Se pare că colegul a venit la timp. Vedeți, acolo muncește mai întâi de din pământ. L-am ajutat și eu vreo două ore și ceva. Și după aceea, foarte bine, am reușit să decofrez și haznaua. Aceasta a fost turnată acum două zile. Hai, nu vei cine? Vorbesc domnul singur aici, stai liniștit. Deci aici este de decofrată. Bate vântul. Acolo este gaura de intrare pentru țeavă. A fost o umplutură de nisip băgată special într-o găleată ca să nu ne chinim să spargem cimentul după aceea. De decofrat am decofrat foarte ușor, deoarece am folosit șuruburi, nu am folosit cuie decât cele cu pistolul de împușcat de la Raiobi. Niște cuie care sunt foarte mici, ies foarte ușor. Mama acum este că trebuie să am grijă să scot acele cuie, să nu le las, pentru că nu dorim să ne înțepăm în picioare, deci voi folosi acum un oră, voi petrece scoțând cuie sau tăindu-le cu flexul. Voi folosi un patent, simplu, nu voi folosi zanga, deoarece sunt cuie foarte subțiri. Și dacă nu, ce nu iese, vom folosi flexul. Da? Acestea sunt lemnele, să știți că totul a fost cu deșeuri. Se poate lucra foarte ușor cu deșeuri și chiar se lucrează mai ușor cu ele decât dacă folosim scândură nouă. Nu are rost să ne batem joc, aceste scânduri vor fi folosite acum pentru capac. Voi turna și capacul și fundul acestei haznale. După aceea vom curăța scândura foarte frumos și o vom folosi la terasă. La această casă va veni și o terasă. O terasă de 2x4. Aici este și tabla aici, jos. Această tablă va fi folosită pentru terasă. Mai avem câteva grinzi, mai cumpărăm câteva dacă e nevoie. Și astea sunt cuiele despre care vorbeam. Aici se pot vedea puțin mai bine. Sunt niște cuie foarte mici. Da? Le vedeți? Acestea se taie cu patentul foarte ușor. Sau se scot. Unde nu se pot scoate, se vor tăia. Acum, ca să nu mai o lungesc, voi trece la treabă. O zi plăcută în continuare și la revedere!